Bun găsit, sunt Eduard Preda și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sport. Alături de mine l-am invitat pe Daniel Chiriță. Daniel, bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația la emisiune. Te salut cu drag și oricând răspund pozitiv la orice emisiune. Am intrat într-un an nou. Spune-mi, te rog, ce perspective sunt în cadrul Academiei pe care o conduci, în cadrul școlii de fotbal? Ce gânduri ai pentru anul ăsta? S-a schimbat ceva față de anul trecut? Ai de gând să abordezi altfel sezonul pentru copii? De schimbat nu s-a schimbat nimic. Mergem pe aceeași direcție, ținând faptul la noi în Academie sunt numai copii. Copii de la 5 ani până la echipa mare, care înseamnă 20-21 de ani. Deci în continuare o să mergem în aceeași direcție. Încercăm anul ăsta să realizăm o tribună la terenul de fotbal, pus un teren sintetic mare de mărime, normal, 100 cu 70. Încercăm. Avem promisiune că putem să rezolvăm și așteptăm timpul mai bun, adică gen martie, ca să dea căldura. Este greu să investești în academie, să-ți dezvolți practic toată academia doar din fonduri proprii, ai nevoie de sponsori, cum funcționează practic? E foarte greu. Uitați-vă ce se întâmplă la noi în Prahova, nici cei de la Petrol nu au condiții. Echipa mare, nu mai spune de centru de copii și juniori, iar celelalte cluburi care sunt private, să chine, fac pe la bază, pe la Strejnic, pe la Parcul Vest, deci condițiile la noi probabil sunt cam zero. Și deși avem câteva baze care în trecut au deservit foarte bine fotbalul prahovean, știm despre baza de lângă Hipodrom, niște baze care dacă ar fi puse la... Prahova Ploiești, cum se numea, da, dar acea bază a dispărut, cred că probabil o să facă cartiere de blocuri pe acolo. Deci problema e că nu s-a investit deloc în sport, adică nu numai în fotbal, și în general, și în box, și în atletism. Și vezi că noi nu mai avem o pistă de atletism de când s-a dărâmat Ilie Ioana. Plus, la stadionul lui Ilie Ioana era scrimă, erau lupte, erau toate sporturile adunate la Ilie Ioana. Acum, în ziua de astăzi, s-a făcut un stadion, într-adevăr, foarte frumos, dar nu s-a mai realizat nimic pentru celelalte sporturi. Așa că o paranteză, vorbim de alte sporturi. În schimb, la fotbal, credeți-mă că n-am văzut nicio implicare la nimeni, mai ales autoritățile locale, să investească, să facă o bază, ceva, să facă un teren de fotbal. E foarte greu. Dar crezi că este lipsă de interes, pur și simplu indiferență, sau poate că sunt niște motive pentru care nu se investește? Poate nu este rentabil în momentul de față? Ce crezi despre faptul că nu se investesc bani? Atât din surse publice, din bani publici, cât și poate din sponsori privați. Este greu să-ți recuperezi investiția? Sincer, da. Ca și privat este foarte greu să-ți recuperezi investiția. Problema revine iară. Problema nu e privatul să o facă. De exemplu, și în Anglia, și în Olanda, și în Elveția, și în toate țările astea, statul investește și face chestiile astea, adică teren de fotbal, pistă de atletism, și pune la dispoziție comunității. Asta trebuie să facă și, din păcate, autoritățile locale. Dar în 90 după Revoluție nu prea s-a investit nimic. Adică nu am văzut o investiție să văd că cineva a realizat, adică un primar, să văd că a venit cu un proiect sănătos și ce, domne, am făcut un bazin de not, am făcut o sală polivalentă, am făcut o sală unde se poate patina, am făcut un teren de fotbal sau o bază sportivă. Deci credeți-mă că nu s-a investit deloc în sport. Și totuși aceste investiții s-ar vedea pe termen lung. Noi suntem, ca nație, românii, suntem obișnuiți așa să avem rezultate pe termen scurt și poate și din cauza asta lipsesc investițiile, pentru că nimeni nu are răbdare să aștepte să treacă o perioadă de 10 ani până să se vadă rezultate sau poate până să-și recupereze investiția. Poate și asta contează. Apropo de investiții pe termen lung, ai foarte mulți copii talentați, foarte mulți tineri la Academie, la școala de fotbal. Ai început și îi ajut să debuteze la un fotbalul profesionist sau un fotbalul mare, să spunem așa, la echipa de Liga 4 pe care o coordonezi. Le oferi o șansă.
observi că sunt acești copii pregătiți pentru a face pasul către fotbalul profesionist, practic pentru Liga 3, pentru Liga 2, pentru ligile superioare? Sincer, activez din 2003 cu Academia, de când am început să o dezvolt. Au fost foarte multe generații de copii talentați, dar, din păcate, foarte puține au ieșit. Adică, să zic, la câteva, să zic, 1000, 2, cât au trecut, câți copii au trecut pe la mine până în Academie, cred că 2-3 copii au putut să ajungă la Liga 1, Liga 2 sau Liga 3. Pentru că la ziua de astăzi, la vârsta de 16 ani, copilul când termină junioratul sau începe către fotbalul mare, problema lor majoritară e vorba de, știi foarte bine, de bani. Da. Și tu ai trecut în curtea mea pe acolo și ai fost fotbalist și când ajungi la 16-17 ani apar necesități. Da, îți cumpăra o gheată de te-a îmbrăcat. Deci e ceva normal. Neavând aceste posibilități de a oferi copiilor salarii sau renumerație. Da. E în momentul ăla atunci caută altă opțiune, adică să meargă la muncă sau un alt job. Ai trecut și tu prin juniorat și ai jucat fotbal în alte vremuri, pe alte condiții. Ți se pare că sacrificiile pe care le fac copiii acum se compară cu sacrificiile pe care le făceați voi atunci? Nu există, pentru că atunci noi n-am avut nimic. Idealul meu era să mă fac fotbalist, visam să mă fac fotbalist. Eu vă spun sincer, când am debutat în 91 la Petrolul până când am jucat 5 ani la echipa mare, nici n-am avut salariu. Deci jucam practic pe o primă, ne mai da câte o primă și se făcea pachete care spunea o bucată de brânză, salam, mezelul ce se dea înainte. Erau alte timpuri, într-adevăr, dar îmi doream foarte mult să ajung să fac performanță. Și Dumnezeu m-a răsplătit. Și în ziua de astăzi, cei care se gândesc, nu se gândesc la bani, la salarii sau la gen alte, cum să vă spun, alte câștiguri, practic, da, în urma... alte câștiguri din, rapide, adică la 16-17 ani și au răbdare și muncesc foarte mult, eu cred că... Au șanse mult mai mari. Au șanse mult mai mari, da. Deci asta e și ideea și... Cum am văzut în general jucătorii care au muncit foarte mult și nu s-au gândit la bani. La un moment dat jucători, da, să răzbată în fotbalul ăsta, da, mare. Au ajuns, da. Da, au ajuns să... Bine că nu joci la Liga 1, dar joci la Liga 2, tot mergi pe un salariu. Deci trebuie răbdare multă și multă muncă. Au trecut mulți jucători prin Academie. Știu că în urmă cu puțin timp au fost și niște jucători din Sierra Leone. Niște jucători buni. Sunt în continuare. Sunt în continuare. Exact. Și spune-mi despre ei. Ai venit, încerci să-i integrezi în fotbalul românesc. Se descurcă, nu se descurcă? Toată lumea spune și într-adevăr, și l-ați văzut și la Liga 1, și Liga 2, și Liga 3 sunt jucători din Africa aduși. De ce aduc toți jucători din Africa? Tu să-mi spui. Păi ești mult mai în măsură. Din cauza că nu sunt pretențioși, muncesc foarte mult, să gândesc la fotbal. Și vin de sărăcie aici, da? Eu am adus 3 jucători din Sierra Leone, copii, la 17 ani, unde le ofer o cazare, o masă și ce au de făcut? Decât stau la cazare, mănâncă, se antrenează, da? Adică vor să facă fotbaliști. Eu dacă iau un jucător acum din Prahova și îl pun la mine la cazare și masă, nu stă. Așteaptă și ceva în plus, cum ai spus mai devreme. Exact, dar nu stă în primul rând. Nu stă el să stea, să mănânce la mine, să doar, să duce acasă. Nu vrea să stea. Și din cauza asta și uitați-vă ce se întâmplă la Botoșani, câți jucători din Africa sunt aduși. Uitați-vă și la FCSB, că și ei au jucători... Și din ce în ce, în ultimii 10 ani, să spunem, a explodat acest fenomen de a aduce jucători din... În toată Europa. În toată Europa, corect. S-a adus jucători din Africa sau din alte țări puțin mai subdezvoltate ca și condiții de antrenament și ca și condiții, ca mod de, ca trai de viață. Și să-i aduce aici unde să poată, practic, să joace fotbal, să facă și performanță, să facă și carieră, să câștige și bani, să ajute și fotbalul românesc până la urmă. Exact. Ei vin, v-am spus, vin cu o plăcere fenomenală, pentru că dau de condiții foarte bune, unde la ei în țară nu le găsesc, adică nu găsești terenuri, nu găsești mâncare, nu găsești
magazinele care sunt pe aici sau mall-urile care sunt. În momentul când îi aduci, pentru ei e un impact foarte mare și nu vor să mai plece. Deci am avut o problemă, trebuia să plece un băiat din Sierra Leone, trebuia să plece acasă pe octombrie când am terminat campionatul. A pierdut un avion, ne-am trezit târziu, adică el s-a trezit târziu. După care a luat alt bilet, stătea să zboare până Belgia, n-a avut viză Schengen, iar a rămas la București, nu i-a permis cei de la aeroport să zboare. Și ultima oară, la fel, a avut un bilet, cei din Sierra Leone l-a cumpărat, iar ne l-a trimis dimineața, pe la 3, noi dormeam și noi, practic, la 8 trebuia să zborăm, și, adică el trebuia să zboare. Și iar am pierdut avionul. Este vorba de cel care joacă la Naționala Sierra Leone? Nu, acela a reușit să plece pentru că a fost convocat. Joacă la echipa națională, echipa mare. Da, la Sierra Leone. Națională de seniori. Da, echipa națională de seniori. Acela a reușit, dar celălalt care a rămas, într-adevăr, de 3 ore a ieșuat plecarea lui, dar nici nu și-a dorit. L-a simțit că nu-și dorește. Deci a fost oarecum un win-win o situație. Da, el la un moment dat a zis, domnule, nu mai plec, că nu mai vreau să mai plec, rămân aici. Și l-am ținut. A stat în Academie și acum stă în Academie. Săptămâna viitoare se întorc și ceilalți doi care au fost plecați și sperăm să facem treabă la echipa mare de Liga 4. Și care este nivelul lor? Fac față la Liga 4? Consider că sunt mai buni de Liga 4? Consider că ar face față mai sus la Liga 3, de exemplu? De exemplu, acest copil care e și la echipa națională BA, am fost cu el 2 săptămâni la Rapid în probe. Când se întoarce acum, mergem să discutăm cazul lui exact pe contract și ce se întâmplă cu transferul lui, pentru că la cei de la Rapid i-a plăcut foarte mult. E un jucător foarte tehnic și părerea mea că în turnul 2 poate să joace ușor la prima ligă. În general, jucătorii africani știm foarte bine că sunt avantajați de condiția fizică pe care o au. Spui de BA că are și o tehnică foarte bună. Este moștenită sau este lucrat acolo? Ei lucrează la o academie în Sierra Leone. Sunt luați tot așa de la periferii și aduși și la academie. Centralizat. Da, centralizat. Exact cum se făcea înainte la noi. Cum era Luceafărul, da, cum erau centrele exact. De excelență. Eu am o relație foarte bună cu președintele de la Federația Sierra Leone. El îmi spune și mă îndrumă către niște jucători talentați. Eu le fac chemările să vină să-i urmărim și într-adevăr, unii sunt talentați, alții nu, că nu pot să vină. Unii nu se adaptează, unii se adaptează rapid, dar acest copil s-a adaptat foarte rapid și chiar a rămas surprins. Sunt cu, v-am spus, cu Academia din 2003. Sincer, n-am avut copil talentat cum e acest băiat din Sierra Leone. Să sperăm că va ajunge cât mai sus. Să sperăm că ajunge. Da, toată lumea speră. Ai fost atât jucător, cât și antrenor, cât și conducător de club. Practic ai trecut prin toate sferele astea ale fotbalului. Spune, cât de ușor îți dai seama de un jucător că este talentat? Îți ia mult, durează mult până îți dovedește acest jucător că merită? Eu cred că când sosește în academie, după 2 săptămâni vezi exact potențialul lui. Da? După care urmează caracterul, vezi capacitatea lui fizică. Exact, dar asta vreau să spun. Cât de mult contează și caracterul și personalitatea în raport cu celelalte calități? Am avut tot așa, mai venise un, tot așa, un jucător din Africa, din Burkina Faso. Da, juca fundaș central, era muncitor, dar caracterul avea un caracter foarte dificil. Deci sunt și jucători aduși de afară care au caractere dificile. Uitați episodul ce s-a întâmplat Mircea Lucescu la Inter când a fost cu Taribo West, când a vrut să-l lea la bătaie pe de Mircea. Deci sunt jucători cu caractere, da? Dar acești copii, într-adevăr, au caractere frumoase, chiar cu minți, disciplinați și chiar s-au integrat foarte bine la noi. Are șanse echipa de Liga 4 a CS Petrolul 95 să treacă în eșalonul superior în Liga 3 într-un timp oarecare scurt? Știm că anul acesta este destul de greu, lupta este foarte, foarte strânsă acolo sus, însă ai în plan așa ceva? Ai în plan o promovare către Liga 3? În momentul de față nu. Într-adevăr, noi vrem într-adevăr să creștem copii, dar contează planul financiar. În momentul trebuie să ai un buget de 3-400 de mii ca să poți să ajungi să faci, să te duci la Liga 3.
Pentru că dacă te duci la Liga 3 cu un buget de, cât am eu, 70.000 de euro, da? Este sinucidere curată. Exact, te duci că stai aflind treabă. Uitați-vă ce se întâmplă și la Păulești. Alte echipe, da. Da, și la Breaza și la... Care nu pot susține efectiv tot... Da, pe lângă acești copii trebuie să aduci jucători cu experiență sau jucători maturi pentru Liga 3, pentru că e altfel de campionat. Până la urmă, tu asta faci și la Liga 4. Ai jucătorii tineri, cei pe care i-ai crescut în Academie și cu care joci și cărora le oferi șanse să joace la seniori. Și pe lângă aceștia ai jucători cu experiență. Bine, mulți dintre ei au fost antrenori ai bazei, dar foști colegi de-ai tăi, foști jucători cu care tu ai jucat. Cum este Nica, adică foarte mulți jucători cu experiență care au oarecum au încercat să ajute să închege așa un grup. Revin cu Nica și cu Bălan, care a fost la noi, și toți ăștia cu experiență. Eu am așteptat ca cei din 2006, grupa asta, să maturizeze, adică deja au crescut și ei, pentru că acum 3 ani de zile nu puteam să joc cu ei. Deci erau foarte mici, 14-15 ani, e foarte greu să joci la Liga 4. Jucând cu acești băieți, ei știau proiectul meu, știau momentul când acești copii vin la echipa mare, că ei ușor va renunța. Dar pentru ei au fost, cum să zic, o imagine bună pentru acest copii. Au văzut că și Bălan și Nica sunt niște jucători foarte exponențiali și au fost pentru această echipă, pentru 95, și jucători care ai ce să înveți de la ei. Au și caractere frumoase. Foarte. Ajută și jucătorii să vadă ce înseamnă să fie un jucător atât în teren cât și în afara lui. Drept dovadă că ei au rămas lângă echipă. Și nu au mai jucat, dar nici nu vor să joace. Au zis, lasă să joace copiii, sunt lângă noi, chiar susțin acești copii și încurajează. Ce părere ai despre, apropo de antrenamentele în cadrul Academiei, ce părere ai despre intervenția părinților în momentul în care sunt la antrenament sau sunt în timpul meciului? Este ok, este în regulă ca părinții să ofere indicații de pe margine? La noi, din păcate, a rămas după timpuri, nu e acum a venit. Pentru că țin minte că de când eram eu copil, tot așa veneau părinții și drumau și spuneau, strigau, veneau la antrenamente. Dar, din păcate, am rămas în urmă cu această treabă, pentru că afară deja academiile sunt sigilate. Adică aduci copilul la academie, îl lași și nu mai poți să intri în curte. La noi nu avem, v-am spus, totul pleacă de la infrastructură. Dacă aveai o academie unde o sigilezi... Dacă, exact, posibilitatea să da, ții închizi, copiii... Da, o închizi, vii, îl lași la poartă și copilul nu... Părintele n-are drept. Decât vii și îl vezi la meci. Atunci nu poți să mai zici nimic. Nu poți să zici, mamă, ăla e slab, ăla e prost, ăla e, nu știe, nu se, ăla joacă că îl cunoaște pe ăla. Deci, în momentul când tu îl lași la antrenament și nu știi ce se întâmplă și ce jucători sunt în echipă și vii doar la meci și vezi, atunci nu poți să mai zici nimic, da? Nu poți să mai comentezi, nu poți să mai zici. Dar în momentul când tu vizi zi de zi la antrenament și vezi și pe Ionică și pe Vasilică și pe ăla, că ăla nu aleargă mai bine ca ăla, că astea, așa sunt copiii. Până la vârsta de 16 ani, până se maturizează, poate unul la 14 e mai slab ca ăla la, care e la 14 ani, dar la 16 ani e mai bun ca acel an. Adică se transformă. Exact. Da? E vorba și de mentalitate, e vorba și de... Și de modul în care evoluează, unii evoluează mai repede ca exact. Alți copii. De exemplu, unul la 14 ani e micuț, da? Iar în 2 ani de zile crește la 16 ani, crește foarte bine. Prinde și forță și îl depășește pe ăla care era mai bun la 14 ani. Deci aici apar tot felul de probleme când părintele e prezent la antrenament și la meciuri. Cea mai bună variantă și ce am văzut eu, deja s-a impus la Rapid, la FCSB, la CSEA Steaua, la Farul, cred că la Craiova, la echipele mari deja s-a impus chestia asta, părintele nu mai are ce căuta la antrenament. Este cel mai sănătos mod de a desfășura antrenamentele, atât tu ca și antrenor, cât și copilul. Este mai concentrat pe ce se întâmplă pe iarbă decât să fie atent la ce face părintele în tribună sau pe margine. Au fost și incidente și la mine la academie. Deja am impus și eu chestia asta, că părintele să nu mai participe la antrenament. În momentul în care tu ești la antrenament și copilul tău, de exemplu, are 8 ani și se lovește cu unul, sau lovește unul neintenționat, pentru că ei nu știu să lovească la... Vine și, părintele automat sare și zice, exact, lovește-l, făi! Sunt mai protector, sunt mai... Da, pentru că e copilul lui și normal să sară în ajutorul copilului. Dar sperăm să
Schimbă și noi. Din câte știu eu și faptul că și eu am trecut pe la Academia pe care o coordonez, am observat că ești un tip de antrenor care reușește să adune grupul în jurul lui, să adune jucători în jurul lui și să-i se impună respect și să facă atât jucătorii cât și antrenorii să înțeleagă că tu ești tu ești stăpân practic acolo în momentul acela. Sunt toți antrenorii la fel? Pot toți să se impună la fel cu copiii sau au moduri diferite de a acționa, de a desfășura antrenamentele? Nu au cum să fie toți antrenorii la fel, pentru că eu am o experiență, am și o vârstă față de ei, sunt mai mare practic, sunt ca și copiii mei care au rămas acum în academie antrenori. Că putem să spunem și chestia asta, faptul că mulți dintre jucătorii pe care i-ai avut în academie și apoi la Liga 4 au ajuns antrenori în academie. Da, sunt chiar doi dintre ei care au fost copii, au jucat de copii, am antrenat, au jucat cu mine la Liga 4 și după care acum au devenit antrenori. Da. E greu. Fiecare antrenor are mentalitatea lui. De exemplu, am pe Buturugă, are o mentalitate foarte, foarte frumoasă, e un antrenor foarte calm. Altul, de exemplu, Nica e mai impulsiv, da. Acum l-am luat pe Romario, pe Pires, știți foarte bine că l-am integrat în academie și chiar un tip iar la fel calm. Sunt antrenori și antrenori. Tipologii diferite. Da, exact, tipologii diferite. Dar fiecare, cu experiența pe care o are și pe care a dobândit-o în urma echipelor la care a jucat și locurilor în care au fost antrenați și de cine a fost antrenat, pot da mai departe, pot împărți mai departe exact experiența lor copiilor. Exact. Este foarte important. E foarte important expunerea în fața copiilor. Deci în momentul când vii și împui un respect, atunci ai respect. Contează foarte mult și faptul că, cum e și Romario Pires, e un jucător notoriu, lumea îl știe, practic când vine și se afișează în fața copiilor, parcă altfel este impactul ăsta. Da, și la părinți, și părinții au impactul, cum au și copiii, l-au văzut pe Romario, a venit Romario Pires, că toți copiii momentan nu comentează nimeni, nu o discuție. Este un fel de respect așa, rușinos. Exact. Oarecum. Probabil cu trecerea timpului și anilor, probabil dacă... Se vor obișnui. Da, se vor obișnui cu el, dar nu cred că o să fie probleme la Romario Pires, la grupă, pentru că lucrează foarte, foarte, e calm, nu se enervează. Eu am alt stil. Da, știm foarte bine. Ești mai impulsiv. Da, și dorești foarte mult de la cei care trec prin mână. Ai exact. Foarte mari pretenții și standarde. Din cauza că timpul zboară. Presează și zboară. Acum îl ai la 10 ani și ajungi în 4 ani de zile, 5 ani zici că vrei să-l duci, adică să facă pasul la o echipă. Uitați-vă ce se întâmplă afară. Sunt copii la 16-17 ani care joacă în Champions League. Și te gândești la asta, numai la asta te gândești și le explic la copiii mei. Profitați de condițiile care le avem, profitați de ce vă pun la dispoziție, Profitați de faptul că sunteți mici și aveți timp să absorbiți toate informațiile. Și au susținere din partea părinților, pentru că noi când am fost mici nu aveam susținerea asta. Noi veneam singuri, eu veneam singur de la țară, veneam să joc fotbal la Petrol. Ei, în schimb, sunt aduși, luați echipamente, mingi, toate condițiile le au. Și lângă asta au și posibilitatea să vadă o groază de meciuri, pot vedea o groază de materiale cu modul în care se joacă și pot... Acum dacă deschizi internetul, vezi orice. Numai să fii captat la așa ceva, numai să-ți placă să faci chestia asta. Deci sperăm, în continuare sperăm ca părinții să îndrume, pentru că mulți părinți îi aduc doar să facă mișcare, și în momentul în care fac pasul la 16 ani, nu îi încurajează să zică mergi mai departe, fă fotbal. Nu. Și părinții îi dau puțin înapoi. Am văzut foarte mulți părinți când spun, domne, copilul meu nu-i dă performanță, eu vreau să facă sport. Poate sport, poate școală. Sunt alții care sunt talentați exact. Și eu le zic, domne, lăsați-l să vină la fotbal, lăsați-l, pentru că nu mă interesează, îl dau la școală, vrea să ducă la facultate. Să pierzi și pe chestia asta, să pierzi unii dintre copii și pe chestia asta.
Daniel, o să continuăm imediat. Dragi spectatori, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem imediat. Ne-am întors după pauză. Daniel, în continuare cu noi. Vreau să te întreb, vorbeam mai devreme despre faptul că sunt mulți jucători de 16-17 ani care deja fac pasul către fotbalul mare, în Champions League mă refer, în acel fotbal mare, Champions League, cupele europene, campionate foarte puternice. De ce? Cum? Cum pot rezista? Văd foarte mulți jucători de 16-17 ani la noi în țară care încă nu par, că nu par pregătiți, atât mental cât și fizic. Afară de ce este diferența aceasta mare? În primul rând, condiții. Revenim iar la condiții. Pentru că când te duci la, să zic, dau un exemplu, o echipă la mai mică, da? În Anglia, Watford, da? Povestea Marian Huja, pentru că știți foarte bine că eu sunt, stau cu mama lui și tot discutam cu el și spuneam, mă, dar de ce ai plecat tu din Portugalia la, din Anglia? Deci te duci de la, unde ai fost tu, la Belenese, la... Care este un fotbal foarte diferit. Da. Ce, domne, m-am dus pentru că sunt alte condiții. Și, de adevăr, aveau 10 terenuri. Deci până și între Portugalia și Anglia, da, este diferență foarte mare. Da, aveau 10 terenuri, totul de la echipament, preparator. Deci, nutriție, mă gândesc că absolut tot, exact, era acoperit, psiholog. Da. Deci aici se face diferența. La noi, când vii la 16 ani, încă o dată revenim, nu ai nicio condiție, da? De exemplu, eu vreau să mă duc, acum sunt talentat și vreau să mă duc la Petrolul, la U16, U17, unde pot să mă antrenez, plus că îmi ia și o taxă să mă duc să mă antrenez. Și taxa asta, practic, ar trebui oarecum să se vadă, să poată fi explicată, nu prea poți să o explici. Nu, dar numai înainte, când eram la Petrolul, eu când am fost copil, nu s-au luat taxe. Da, înțeleg, e la cluburile astea private, dar un brand cum e Petrolul, cum e Rapid, cum sunt echipele astea mari, nu să mai au taxe la 15-16 ani, n-ai cum să mai ai taxe. Pentru că deja tu sper ca să ajungi la echipa mare. Și tu, dacă vii și îmi spui, domnule, trebuie să mergem în turneu, trebuie să plătești 10 milioane sau trebuie să plătești cu taxă pe lună de 200 de lei, deja ți ia și din elanul ăsta. Din elan, exact. Da. Ei trebuie, asta se face diferența afară. Condițiile, organizare și... Este diferit și modul lor de viață, modul copiilor, educația pe care o primesc atât în cadrul academiei cât și în afara lui. Adică... 100%, pentru că ei că sunt mici nu sunt talentați cum sunt ai noștri. Am văzut foarte, foarte. Am fost și la în Italia, am fost și în Franța. Și în Franța. Foarte bine că... Și credeți-mă că noi suntem mai talentați ca la, până la, cred că până la 14 ani, suntem mult mai talentați ca cei de acolo, de afară. Ei, în momentul când trebuie să fii profesionist la 15-16 ani, atunci se schimbă tot. La noi se dă în partea cealaltă, da? Nu mai au chef, pleacă în altă parte. Ei, în schimb, în Europa toți visează fotbal. Au modele în viață, să gândesc cum joacă la echipa mea, să vreau să joc și eu, și automat să apucă serios de treabă, adică sunt profesioniști. Sunt mânați de, practic, de chestia asta și spuneai mai devreme că voi jucați și vă duceați și vă antrenați și sperați că veți ajunge fotbalist mânați de foame sau mânați de dorința de a avea un trai mai bun și de a juca fotbal și de a fi efectiv cineva. În momentul de față, practic, sunt în continuare copii, poate mai amărâți, poate cu mai puține condiții, dar tot nu se mai vede aceeași dorință, aceeași dăruire pe care o aveți. Noi știm, pentru că noi am trecut prin academiile voastre și noi știm și am văzut efectiv un fenomen cum se desfășoară lucrurile și vedeam ambiția pe care încercați să noi insuflați voi, cei care ați trecut pe acolo. În schimb, noi n-am avut parcă niciodată și din ce în ce mai mult generațiile care curg în continuare par să-și piardă din această esență. Păi, revin iar. Îți trebuie motivație, da? Îți trebuie încă o dată totul la superlativ. Mă, vin la academie, da? Sau mă duc la Petrolul. Da, eu dacă sunt bun și vreau să vin la Petrolul la 16 ani, domnule, eu visez că în 3 ani de zile, când am 19 ani sau 20 ani, să ajung la Petrolul, da? Joc la academie. Mă duc și unde mă antrenez? Nu am condiții, da? Echipament nu am. N-am și eu o vitaminizare, n-am și eu un sandwich, nu mai zic să dau o masă
Înainte, noi când eram, ne mai dădea o masă, ne păcălea cu o masă la prânz. Făcea antrenament, venea și conta dădea foarte mult. Conta foarte mult, da. Deci, chestiile astea, toți când văd că nu ai absolut nimic, dau un pas înapoi. Și atunci, să zicem că sunt tineri care au șansa să plece să joace în străinătate. De ce se adaptează așa de greu? Mulți dintre ei se adaptează foarte greu. Cei care pleacă de tineri se adaptează rapid. Uitați-vă la Drăgușin. Da. Sunt mulți care au fost, care au plecat, pleacă de la 12 ani sau la 14 ani, se adaptează acum mult mai repede. Acum este foarte ușor, într-adevăr. E greu când te duci la 17, 18, 19 ani să te duci, pentru că nimeni nu mai te primește atunci. Pentru că toată lumea vine... Nimeni nu te mai așteaptă să crești. Pe cine te mai ești... Ori ești top și spune direct, domne, ești top, ori de ce să crești la fel ca al meu? De ce să te țin pe ține, pe cazare, pe masă, pe vitaminizare, când ești la fel ca al meu? Dacă ești peste al meu, exact cum am venit la Rapid și am dus doi copii, cum v-am zis ăștia la Sierra Leone, au fost doi, un atacant și mijlocaș, ăsta numărul 10. Și au zis ăștia la Rapid, domnule, pe ăsta îl ținem, pe ăsta nu îl ținem, că e ca al nostru. Ăsta ține că e peste ce avem noi aici, pentru că face diferența, dar el nu-l ținem, cu toate că e talentat și ăsta. Dar era ceva gen ce era ca ai lor acolo, în academie. Și până la urmă investești în jucătorii tăi ca și țară, ca și popor. Practic asta este dorința, să-ți crești jucătorii pentru a-i și juca la echipa națională. Contează și aceste lucruri, poate mai puțin, dar contează. Vă spun sincer că dacă la orice academie să duc jucători mult mai talentați ca copiilor, 4-5 îi oprește 100%, că toată lumea vrea să facă profi, să crească academia, să crească echipa în joc, să vă spun 100%. De ce Rapidul a luat jucători străini? De ce Botoșanul a luat jucători străini? De ce Clujul a luat? De ce FCSB-ul? De ce Petrolul? Că și Petrolul până la urmă a luat jucătorul străin. Da, așa da? Este. Pentru ce? A luat ca să crească nivelul jocului, da? Sperând că sunt mai buni ca ce avem noi în curte. De ce la noi, la Petrol, nu se promovează niciun jucător? Da, chiar este o problemă destul de mare. Au fost câțiva jucători promovați care, într-adevăr, s-au impus, dar foarte puțini. Foarte mulți jucători aduși, foarte mulți jucători care au venit de la alte echipe sau poate din altă țară. Este destul de complicat, având în vedere că, după cum spuneam, tinerii contează foarte mult și în momentul în care crești un jucător într-un spirit să joace, să fie petrolist de mic, să fie parte al acestui club de mic, practic când îl ai mare știi foarte bine că va juca cu sufletul și asta contează foarte mult, știm foarte bine că fotbalul se joacă și cu sufletul. În momentul în care ai dăruire pe teren, se vede. Într-adevăr, se joacă și cu sufletul, dar să juca înainte. Că asta e ideea. În ziua de astăzi nu mai se joacă cu sufletul. Pentru că n-am mai văzut niciun jucător să zică, domnule, eu rămân la Petrolul. Indiferent de ce se întâmplă. Da, și dacă nu mi-a dat salariul și dacă aia să văd că joc și eu să joc bine. Eu n-am văzut. Nu i-a dat, a fost o problemă, am înțeles, de 2-3 luni de zile cu salariul, a făcut greu. Deci nu mai se joacă cu sufletul în ziua de astăzi. Totul e la bani, pentru că... Și cu toate astea știm foarte bine că în prima etapă cu Dinamo au fost tribunele destul de pline, foarte multă lume în tribune, foarte multă lume venită să susține echipa. Cu toate astea, cum spuneam, iată greve, iată proteste, iată... Da, Petrolul e un brand și toată lumea... Deci când vii la stadion, mai ales după pauză de o lună zile sau cât a fost mai puțin de o lună zile, toată lumea vrea să vadă echipa în prima ligă. Nu vrea nimeni să ducă iar la Liga 2, Liga 3, Liga 4. Toți vrem să... Că sincer... Este cea mai înaltă calitate, practic, al fotbalului și românesc. Și un brand foarte mare, cum sunt toate astea, Dinamo, Rapid, Oțelul, Fece, da. La fel și Petrolul. Uitați-vă ce emulație are când joci acasă, mergi să vii pe frigul ăla, că a fost, cred că a fost minus 4 grade, 5 grade și a fost stadionul aproape plin. Deci contează enorm. Asta trebuie să dea de gândire la jucătorii tineri, dar nu știu câți din jucătorii tineri vin la meci să vadă Petrolul, să-i vadă jucând acasă. Asta trebuie să te motiveze. Bă, uite ce înseamnă să joc la Liga 1. Asta pentru mine e o motivare. Eu visam, am spus când am fost odată copil de minge, țin minte în 88 sau 89, eram copil de minge la Petrolul și l-am văzut pe Cămătaru, juca atunci la Dinamo, juca contra lui Petrolul. Și l-am văzut pe Cămătaru, l-am văzut mare, așa, eu eram mic, îți dai seama, am zis, mă, și că a suflat toată nasa așa, fără să pună mâna la nas, m-a speriat, așa, zic, mamă, ce... Era mare, am zis că e animal. Și mă vedea mama, o ajunge și eu, mă, să joc fotbal și alea. Și, adică am făcut, din fotbal, eu am făcut, era o pasiune pentru mine fotbal. Eu chiar mă duceam antrenament, după antrenament mă duceam la mine la țară, acolo mai făceam încă 30 de minute, 40 de minute alergare. Adică am visat și Dumnezeu m-a răsplătit. N-am avut nicio accidentare,
Deci eu n-am avut nicio accidentare până, adică gravă. Am avut o întindere, o contractură, dar să am o accidentare gravă n-am avut-o până la 46 de ani când am jucat, dacă știți bine, la Petrolul, iar Liga 4, Liga 3. Știm foarte bine că te-am urmărit aici și știm că ai jucat până la vârstă înaintată. Probabil din cauza asta, că mi-am dorit foarte mult. Și acum îmi doresc, dar mi-e jenant să mai joci, știm că ai mai copii talentați sau să iei locul la un copil. Deci, trebuie să visezi, ca să poți să ajungi fotbalist, trebuie să visezi fotbalul și trebuie să-ți placă foarte mult, să pui pasiune în ceea ce faci. Să revenim puțin la Petrolul. Sunt discuții și Claudiu Tudor spunea că urmează să vină ceva investitori, ceva din zona Turciei. Ar ajuta în momentul de față schimbarea asta, să schimbăm practic, să vină niște străini, să poată să... Crezi că e bine să se întâmple? Crezi că este, va fi o mișcare sănătoasă? Pe rapid înainte e o mișcare sănătoasă, dar nu știm exact cât durează. Durează un an, doi, nu știu ce interes are turcul ăsta să vină să preia Petrolul, da? Momentul că toți care au fost, sunt de atâția ani, eu un fenomen și sunt petrolist, da? Toți care au venit n-au stat, n-au făcut aici... N-a fost pe termen lung. N-a fost Veolia. Veolia o mare companie, a stat 2 ani sau 3 ani cât a stat, da? Putea să stea pe termen mai lung, dar n-a stat, pentru că a avut un interes. În momentul când s-a terminat interesul, a plecat. Acum și acest turc, vedem cât o să stea. Partea bună, dacă este așa cum se vehiculează, să stingă practic toate datoriile Petrolului pe care le are și să continue să financeze echipa, asta ar fi un lucru foarte bun. Da, măi, ți-am zis, e ok, foarte, pe termen scurt e foarte ok, dar nu vreau să ca după 2-3 ani de zile iar să fim acolo. Frumos ar fi și bine ar fi dacă tot există posibilitatea de a finanța acest club, să se investească bani și în Academie până la urmă. Că păi, practic aici vezi că investițiile sunt făcute pe termen lung. Investind în... Cu siguranță. Academie cu și siguranță că vii și plătești datorii de 3 milioane, poți să îi mai investezi 10 milioane, cum a fost Șucu la Rapid. Deci dai seama că Șucu nu poate să retragă acum de la Rapid, pentru că a investit 10 milioane în bazele sportive, plus banii care în echipa mare, nu văd că Șucu mâine sau pe mine să retrage. Exact, unul care vine și investește, să zic, peste 10 milioane de euro, 15 milioane de euro, nu cred că să retrage așa Rapid. Dar nu știu ce să cred. Eu vreau să vină unul să stea aici, să stea 10, 15, 20 de ani. Sau să stea forever. Până la sfârșit. Da. Dar problema e, te-ai văzut exact dacă se semnează actele, ce are un plan de făcut pentru Petrolul. Adică sunt multe chestii care... Ai fost un fenomen. În general, sponsorii la echipe, finanțatorii echipelor, vin cu niște proiecte sau... Sponsor, finanțator. Cei care vin preiau. Și finanțează. Cei care preiau, exact, datorii. Patron. Cei care, exact. Vin și au practic un proiect pe care se bazează sau pur și simplu vin și spun, uite, noi vom stinge datoria asta și vom plăti aceste obligații și cam atât. Normal când iau o echipă, de exemplu, sunt la mine la Academie pe termen lung, da? S-au făcut investițiile care s-au făcut și s-au băgat bani mulți, la nivelul meu. Eu zic că sunt peste 1,5 milioane, sunt bani aruncați într-o academie care pentru mine contează foarte mult. E, când vine un patron, da? Sponsor nu poate să fie. Sponsor vine și îți dă niște bani, ia un an sau 2 ani sau îți dă 6 luni. Când vine un patron și preia ceva, automat trebuie să aibă în spate și un proiect. 100%. Că nu vine acum, am plătit 3 milioane și n-am un proiect în spate. Asta spun, ar trebui să aibă un proiect... Da, el în momentul când a venit și a luat echipa, domnule, eu fac chestia asta, fac o academie de centru de copii și juniori la nivele europene, aduc jucători, am un buget de 7 milioane sau 5 milioane pe an cât pot ca să fac o echipă competitivă la Liga 1. Deci vine cu un proiect sănătos. La ce se vehiculează, că e un om potent financiar, eu cred că așa trebuie să vină la Petrolul. Pentru că noi ce avem acum e doar vânt. A fost pe repede înainte, s-a achitat licența, s-a luat echipa către Marian Copilu și toată lumea, dar putere financiară nu avem deloc. Cât de mult destabilizează lucrurile astea, schimbările astea, trecerile astea de la un...
un nume la celălalt, plecări, veniri, pe repede înainte, exact cum ai spus. Până la urmă a fost prima etapă, Petrolul a făcut o fază frumoasă, spune, a câștigat, asta e cel mai important, au luat cele 3 puncte, au reușit să treacă peste acest oarecare impas, să spunem, pentru că au fost foarte multe lucruri vehiculate în presă, a fost un oarecare tremur, nu se știa foarte bine ce se va întâmpla. Destabilizează jucătorii. Iată, au reușit cât de cât să se motiveze și să câștige un meci important. Păi cu venirile astea n-are cum să destabilizeze, pentru că, mamă, vine X, investește, avem bani la zi, ne dă salariile, te motivează, te motivează mult mai bine. N-are cum să destabilizeze, orice investitor ar veni la club. Practic, că și promisiunile astea te însuflețesc cum puțin câte puțin. Și o promisiune că s-ar putea să vină cineva și lucrul ăsta te ajută, nu? Automat, 100%. Și noi când eram fotbalist și mai jucam, când v-am spus, nu aveam salariu și zicea, domnule, jucați astăzi pe 300 de dolari primă. Așa erau în dolari. Te motiva. Când, de exemplu, l-am găsit la Cupa României 95, a venit domnul Dănescu, a zis, aveți din partea noastră, că domnul Dănescu atunci era președintele clubului. El era practic susținătorul clubului, a zis, domnule, dacă câștigați cupa aveți din partea clubului 12 milioane de lei. Da? Practic era un apartament atunci. De seama ne-a motivat. Exact și acum, dacă ar veni unul zice, domnule, vă dau cu bani la zi și aveți salariile garantate, nu sunt probleme, îți dai seama că te motivează să joci mai bine. Și atunci ai jos cu sufletul. Nu. Sufletul e când joci fără bani. Înțelegi? Exact. Eu când am jucat, când am fost la Petrolul acum 5 ani, când am fost Liga 4-a, Liga 3, am jucat cu sufletul că n-am vrut nicio pretenție. Am zis, nu vreau nimic de la voi, vreau să joc de plăcere. Da? Ăla înseamnă cu sufletul, da? Da, firește că a fost o glumă, îți dai seama, dar pur și simplu lucrul ăsta că, într-adevăr, contează foarte mult. Aceste prime, aceste moduri prin a te motiva financiar contează foarte mult, mai ales în zilele de astăzi, în ziua de astăzi în care contează foarte mult. Banul primează, știm foarte bine că tot ce se întâmplă în jurul nostru se învârte în jurul banului, practic. Fac așa și o paranteză și fac o glumă așa. Când eram eu la Petrolul, țin minte, 92, da? Și ca un meci în deplasare, unde am avut noi, și a venit Aradu și a zis, domne, noi avem, noi jucam pe prime, 200 dolari sau 300 dolari. Și a, domne, astăzi jucați așa, prima, 2 plus 2 plus 2. Adică ne făceam noi calcul, 2 plus 2 plus 2. Ziceam, mamă, luăm vă 600. Deci ne motivase pe noi. Da. Adică făceau niște de-astea ca să te motiveze. Exact, normal, da, ca să poată să ducă... Da, deci e binevenit. Deci e nevoie, sincer e nevoie, pentru că se vehiculează. E un club cu tradiție și ar trebui să fie acolo unde păi n-am văzut, a retrogradat, a intrat în faliment, a renăscut iar. Așa a fost și Rapidul, așa a fost și Craiova, așa a fost și ce echipă să vor? Echipele cu tradiție nu mor niciodată. Păi n-am cum să. Și dacă, Doamne ferește, Petrolul mâine ar intra în faliment și s-ar duce, tot renaște, tot să ia de la zero, tot să găsește cineva să o pună pe picioare. Deci eu zic că e binevenit să vină mai repede. Avem nevoie de așa ceva. Și dacă pe o perioadă scurtă e binevenit pentru că să mai renaște ceva. Poate vin și ceva jucători să întărească echipa. Deci așteptăm. Cât de greu crezi că este să mai repetăm ce s-a întâmplat în 95 atunci când ai luat, să repete ce s-a întâmplat și în 95 când a luat Cupa României Petrolul? Ai fost atunci, ai jucat. Știi foarte bine ce au simțit colegii tăi, ce ai simțit și tu, ce a simțit tot Ploieștiul când au luat atunci Cupa 95, că practic ai fost acolo. Cât de departe este de a se mai repeta, crezi, în momentul de față? La cum vezi lucrurile? Eu cred că dacă acest investitor vine azi sau mâine sau luna asta, eu cred că în campionatul următor poți să faci chestia asta, pentru că nivelul e cam, uitați-vă, în Liga 1, e cam este, același. Este cam la fel, da. Botoșani a bătut CFR-ul, da? Deci nu e, adică, ultima clasată bate locul 2. Deci e o problemă, înseamnă nu că... Nu sunt într-adevăr foarte mari diferențe? Sunt diferențe. Pe o pregătire bună, cu niște jucători buni și pe o organizare foarte bună și cu stabilitate, poți să-ți îndeplinești obiectivele, să prinzi play-off, poți să joci o cupă, o finală de cupă României. Deci sunt foarte ușor de îndeplinit, în funcție, totul pleacă de la bani. În momentul când ai stabilitate financiară foarte bună, automat poți să-ți faci și obiectivele să le îndeplinești.
Crezi că ar fi benefic în momentul în care ar veni acest finanțator să aducă niște jucători, să facă niște, să investească niște bani în transferul, să aducă niște jucători buni ca să poată să câștige pe termen scurt exact ce vorbeam noi? Adică este o întrebare, practic, ar trebui să investească pe termen scurt sau pe termen lung, doar din punctul tău de vedere? Cu siguranță că amândoi ne dorim și toți ploieștenii își doresc ca Petrolul să câștige ceva repede și să avem un trofeu nou în vitrină. În schimb, ce e mai important? Ce crezi că e mai important? O investiție pe termen lung, ușor, ușor, să clădim ceva pe modelul de afară? Sau crezi că este în regulă și să facem ceva? Automat că pe termen lung. Nu-ți dai seama că în momentul când vii și ai stabilitate și faci lucrurile normale, adică o academie cu echipă mare, cu staff, cu jucători, atunci durează și mai mult, rămân durează, dar o să ai rezultate. Nu ai rezultat mâine, ai rezultat și mâine și peste exact. Un an și peste doi și peste trei. Dar contează foarte mult stabilitatea și termenul lung al finanțatorului. V-am spus, și dacă vine mâine și e să zic că stă un an sau doi, tot e ok, pentru că ai stabilitate și se poate schimba multe, multe lucruri într-un an, doi, da, într-o echipă. Pot apărea alți investitori, pot apărea, nu se știe, poate să faci echipă acționariat. Deci sunt multe lucruri care pot apărea la un club. Și crezi că, tot vorbim despre Petrolul, crezi că ar putea exista un parteneriat între Academia ta și Clubul Petrolul? Eu sunt deschis tot timpul, am fost deschis tot timpul. De câte ori apelează la mine, i-am ajutat, adică și cu antrenamentele la echipa mare, de câte ori și-au luat copii de la mine, i-am ajutat. Sunt deschis pentru că sunt prahovean, sunt petrolist în primul rând, am jucat, am făcut performanță la această echipă. Eu răspund pozitiv oricând. Și practic jucătorii tăi, copiii de la Academie s-ar bucura enorm, probabil, să fie la Petrolul, să joace, să aibă șansa să echipa se antreneze. Echipa cum se numește? CS Petrolul 95, firește. Adică și te-ai luat și după un eveniment pe care l-ai îndeplinit la Petrolul. Deci ideea că toată lumea la mine când Petrolul, la mine când plec copiii în cantonamente sau când pleacă la turnee, să strigă toți părinții, strigă Petrolul. Nu strigă Daniel Chiriță sau Chiru Sport sau Chiru Sport, orice altceva. Petrolul, că e Petrolul 95. Deci știți foarte bine că atunci în 2000, când s-a făcut, când au intrat ei în faliment atunci, 2016-2015. Nu, al doilea, primul faliment când a fost, când a dat echipa la Galați, nu mai dispăruse Petrolul. Atunci eu făcusem Club Sportiv Petrolul 95 și ne-am zis adică Petrolul 52. Club Sportiv Petrolul, făcusem două echipe. Două entități diferite. Da, diferite. Drept dovadă că și noi acum, în momentul când Luca a predat echipele, el a branduit toate astea ce înseamnă Petrolul. Și branduială și pe Petrolul 95 și pe 52 sunt date la primărie. Știți că ele când se dau la pachet Petrolul, se ia cu o sumă de toate brandurile care sunt branduite la OSIM de domnul Luca, care a fost predate la primărie. Am înțeles. Daniel, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația. Sperăm că Petrolul va ajunge acolo înapoi de unde este locul. Dragilor, ne vedem data viitoare. Am fost Eduard Preda la Ora de Sport.